Bună dimineața, dragi prieteni! Au trecut alegerile, vin dronele, vine frigul, vine gazul. Avem despre ce discuta, suntem live. Vreau să vă salut ca de obicei în fiecare vineri. O să păstrăm această tradiție și în continuare. În jumătate de oră să răspundem, maxim jumătate de oră, să răspundem la cele mai importante și actuale temele săptămânii, dar și la întrebările dumneavoastră. Văd că deja câteva întrebări vin. Ne puteți urmări live pe toate rețelele mele de socializare. Ca de obicei, mulțumesc echipii de la Privesc pentru live, care este distribuit și pe Facebook, Odnoklassniki. Pe Odnoklassniki tot ați publicați? Sau numai Facebook, TikTok, YouTube și așa mai departe. Ok, haideți să începem. Eu cred că cel mai important subiect la ordine de zi, cel mai actual subiect, este că vine iarna. Afară e zăpadă, la nord e mai multă zăpadă. Și când vine iarna, este o fabulă bună moldovenească despre greierul și furnica. Pe că furnica sunt cei care se gândesc la iarnă, iar greierul este actualul guvern în frunte cu domnul Recean. Cine nu ține minte, vă aduc aminte că toată vara a cântat și când a venit iarna și nu are cu ce să încălză, și furnica îi spune, ai cântat, îmi pare bine, acum joacă dacă poți. Păi că asta se referă la actuala guvernare. Era clar că de la 1 ianuarie 2025 nu va fi tranzitul de gaz prin Ucraina. Era clar că în aceste condiții prețurile vor crește. Dar nu știu de ce, înainte de alegeri și domnul prim-ministru Recean și cei responsabili de domeniul energetic ne spuneau nouă cetățenilor că tarifele vor scădea. Că totul va fi bine. Straniu. Cum scadă tarifele când prețurile cresc? Și mai ales când tu nu porți negocieri despre livrarea gazelor. Tot ce au declarat ei până zilele de ieri, la altăieri, au fost doar tactici și promisiuni electorale. Ei știau că prețurile vor crește, ei știau că fără negocieri cu Rusia este imposibil să ne mișcăm înainte cu tarife mai joase. Și aici este vorba nu doar de tarifele la gaz. Noi acum primim energie electrică din Transnistria, din regiunea de stânga Nistrului, la Cuciurgan. Această energie electrică ieftină are loc ca urmare a utilizării gazului rusesc. Foarte ieftin. Sau ei nici nu plătesc acum. Și de ce noi primim energie electrică cu de 2-3 ori mai ieftin decât ar fi pe piața europeană, în România, de exemplu? Evident că acest contract nu va putea fi valabil în condițiile când gaz nu va fi în Transnistria. Și vedem că acum cei de la guvernare spun că ei se duc la negocieri la Gazprom. Dă-i moldovanului minte cei de pe urmă. Sau dă-i guvernului pas minte cei de pe urmă. Păi noi de 3 ani vă spunem. Mergeți și negociați cu Federația Rusă. Nu ați mers. Știți de ce? Și acum vreau să mă adresez celor care au crezut în aberațiile electorale ale Maia Sandu. Să-ți minte ce spunea Maia Sandu. 2 săptămâni urmă, 3, o lună. Dacă îl votați pe Stoianoglu, vin rușii. Și europenii nu se poate ajuta. Votăm împotriva socialiștilor. Pentru că ei o să duc și o discute cu rușii. Maia Sandu. Păi de ce-i mințit alegătorii tăi? Dacă și în perioada aceea deja erau primele contacte, eu știu despre acest lucru și voi știți despre acest lucru. Iar acum ați scos pe față că mergeți la Gazprom. Eu nu critic că mergeți la Gazprom. Eu v-am spus încă 3 ani în urmă că trebuie să mergeți la Gazprom să discutați în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Eu vă spun că sunteți ipocriți. În campanie electorală ne-ați speriat, nu pe noi, pe alegătorii din Republica Moldova, inclusiv cei din diaspora, că e că vin rușii, și voi vă duceți să mă discutați cu rușii. Dar ce o să faci voi peste o lună jumătate? Eu cred că Maia Sandu va merge la CSI să întâlnească cu Putin. Va merge la ceea ce a negociat noi, Uniunea Euroasiatică. Asta va fi, dragi cetățenii Republicii Moldova. Pentru că asta e realitatea. Pentru că după ce o să ducă Scholz și Macron și o să discute cu Putin, o să ducă și Maia Sandu. E ca nici cum stă ipocrizie actualii guvernări.
În alegeri ne sperie cu tancurile rusești, apoi se duc sui pe tank, se duc să discute despre gaz. Dar unde a fost mintea voastră ultimii ani? Vă spun unde. Vă trebuia să ne speriați pe toți cu ceva. Dar să revenim la realitate, stimați dragi prieteni, cetățeni, din cauza actualei guvernări, din cauza acestei ipocrizii și falsului pentru campania electorală, noi vom plăti mai scump gaz și energie electrică deja în acest iarnă. Vă amintesc că tarifele vor crește, la sigur vor crește, și asta deja recunoaște cum zicea Moldova Gaz și domnul prim-ministru Ecean a spus-o altă într-o emisiune de partid, la o televiziune de partid. TV8 este televiziune de partid, evident. Ei au spus că prețurile nu vor scădea, înseamnă că vor crește. Iar compensațiile vor fi de 3-4 ori mai mici decât 2-3 ani în urmă. Nivelul sărăciei va crește în timp apropiat sub această guvernare. Sub această guvernare. Ia că și-ați votat. Ia că cine ați lăsat la guvernare. Mai avem o șansă anul viitor. Al doilea subiect care a fost destul de activ mediatizat săptămâna aceasta, droni la nord, la sud, o dronă a găsit în Chișinău, dar nu știu ce acoperit cu crengi. Cum poate drona scadă și deodată să acopere cu crengi? Eu nu sunt specialist, poate ești de la Ministerul Apărării, sunt mai buni specialiști. Eu nu m-aș mira dacă drona scadă mâine în curtea președinței sau s-o găsească, nu că scadă. S-o găsească, chiar că președintele nostru mai nu mă rupt un cior la cănișel. Scuzați de glumă. Dar pare strane toate lucrurile astea. Voi ați investit, ne-ați spus nou că investiți sute de milioane de lei, comparați radare, nu știu ce faceți voi acum. Acum ne spuneți că aceste radare pot dovedea numai avioane și rachete, dar care avioane și rachete vor zbura peste Moldova? Dacă voi ați cumpărat drone pentru ca să vedeți careva avioane, rachete, ca să le spuneți celor din NATO, din Europa, eu așa înțeleg că aceste radare pe care noi le-am cumpărat anul trecut, din bani bugetari, sute de milioane de lei, sunt conectate și dau informații că, că dacă este ceva pe alături și dau unde. Nu la, nu, noi nu putem să facem nimic cu aceste informații. Dar la români, la membrii NATO. Atunci îmi pun întrebarea, dar de ce noi am plătit pentru asta? Atunci sistemul nostru de apărare este parte integră deja a sistemului occidental NATO? Țară neutră? Întrebări la care noi nu avem răspuns. Că văd că deja vin tot mai mult și mai multe întrebări. Și a treilea moment și pe urmă încep să răspund întrebări. Continuă presiunile asupra colegilor din Partidul Socialiștilor din teritoriu. Eu vreau să dau acest semnal în primul rând deputaților din PAS, fruntașilor din PAS, miniștilor care merg prin raioane și amenință aleșii locali PSRM, că dacă nu vor trece la PAS, mai ales acolo unde noi sunt rezultate bune la prezidențiale, atunci vor avea dosare penale, maschi show și așa mai departe. Domnilor deputați, domnilor fruntaș PAS, ogoiți-vă. Noi săptămâna viitoare o să venim cu detalii în acest sens. Cine din deputați, când și cum? Doamna Maia Sandu, ați spus că vreți pace, liniște. Ați spus înainte de turul 2 și după turul 2 că utilizarea procuraturii, a ei unul împotriva primarilor aleși, nu va fi un instrument politic. Păi vreau să vă spun, dacă nu cunoașteți, dar o să vă dăm și detalii, că subalternii dumneavoastră din PAS șantajează aleșii locali cu instrumentele procuraturii. CNA, procuratură, ANI și multe altele. Vreți date concrete? Săptămâna viitoare eu voi da date concrete. Cine, când, cum și unde. Acum câteva întrebări care deja au început să vină. Colegi, orice întrebare, poftim. Așa. Igor Grosu le promite procurorilor și judecătorilor pază de stat și salarii mai mari pentru investigare corupției la final de mandat. Veronica Dragălin, pază i-a luat-o. Și asta e populism? Ce se întâmplă de fapt? Eu am văzut declarația speakerului Parlamentului, strane declarații în stilul său bădărănesc. Nu vă spărați, domnul Grosu, așa se vorbește lumea. E strane din partea unui persoane
atât de important este stat să vadă astfel de abordări. Dar, pe fond, adică pe ce se întâmplă în realitate, vor să dea salarii mai mari procurorilor care investigează cazuri de corupție. Adică la pensionari nu au găsit bani, la profesori medici nu au găsit bani, au găsit bani pentru miniștrii lor, 75.000 de lei, pentru judecătorii de la Curtea Supremă, Curtea Constituțională și alții din justiție, și am vor să dea și la procurorii care investigează cazuri de corupție. Știi ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă corupție la nivel de stat. Asta înseamnă să da mită procurorilor pentru că ei să-i pui la pușcărie pe oponenți politici, dar nici într-un caz să nu investigheze corupția în rândurile PAS. Noi așa calificăm acest lucru. Evident că noi nu putem susține așa aberații și nu vom susține nici într-o formă. Și eu cred că dacă o să întrebăm cetățenii Republicii Moldova, toți o să spună. Dați banii celor care au nevoie, nu procurorilor și judecătorilor. Și încă și pas de stat vreți să le puneți din contul statului. Pe Drăgălin, de Drăgălin deja, deoarece e, și-a permis să vorbească despre unii fără de lege în pas, voi scoateți paza și o faceți în tot felul. Dar pe procurorii voștri apropiați, voi vreți să-i faceți acum cu paza și cu salarii. E ipocrizie din partea acestei guvernări. Спотрели вы вчерашнее обращение Путина, что вы думаете по этому поводу? Что ждет Молдова? Я думаю, что очень много граждан Молдовы, и не только граждан Молдовы, конечно, смотрели вчерашнее заявление президента России. Это очень, очень плохой сигнал для нас всех. Мы еще раз, вот я выскажу свое мнение, наше мнение. Эту войну на Украине... В Украине, некоторые называют, в Украине, давайте скажем, войну в Украине, нужно срочно прекратить. И других альтернатив, чем садиться за стол переговоров, нету. Это очень волнует нас, жителей Молдовы, потому что мы здесь рядом. Поэтому нужно срочно найти возможность договориться. А мы должны вспомнить, что мы нейтральная страна. И когда через Молдову поставлялись и поставляются непонятные грузы для ВСУ, для Украины, это опасность и для Республики Молдова. Может быть, хотя бы в этих условиях Майя Санду, как верховный главнокомандующий, другие представители нашей страны, ну, те, которые еще у власти, поймут, каким риском вы, уважаемые или неуважаемые руководители, подвергаете все население Молдовы, нейтральной Молдовы, когда через Молдову поставляется военный груз. То, что они поставляются, я в этом уверен. Вы об этом не говорите, и на все наши запросы в парламент вы не отвечаете. Но мы нейтральная страна. А насчет трагедии на Украине, в Украине, мы все желаем, чтобы оно как можно быстрее закончилось. Domnul domn, pentru noi cetățenii simpli, nu e prea clar, PSRM este un partid pro-european, anti-european, susține integrarea europeană sau sunteți împotriva integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană? Foarte bună întrebare. În primul rând, Partidul Socialiștilor nu este un partid pro-european sau pro-rus, Partidul Socialiștilor este un partid pro-moldovenesc, care pentru limba moldovenească, istoria Moldovei și interesul național. Aceasta este poziția fermă a Partidului Socialiștilor. Ce va face Partidul Socialiștilor în anul viitor când vom deveni partid de guvernare? La sigur, Socialiștilor anul vor fi partid de guvernare. Noi vom continua discuțiile cu Uniunea Europeană, negocierilor, reșind din interesul național al țării. Eu peste jumătate de oră, la orele 11, am întrevedere cu domnul ambasador al Uniunii Europene. Astăzi. Și o să discutăm și despre lege și despre aceste lucruri. Interesul național mai presus decât tot. Dar eu, ca format personal, eu sunt, haideți așa, sunt pentru discuții, negocieri cu Uniunea Europeană, eu sunt eurosceptic. Dacă puteți să vă notați, cei care cu șos încearcă să mă critici, eu sunt eurosceptic. De ce? Păi lucrul ăsta este evident. Sunt eurosceptic pentru că Uniunea Europeană tolerează toate fără de legile Maia Sandu. Și cu libertatea de exprimare, închiderea televiziunilor,
și cu statul de drept. Doar că în Uniunea Europeană aceste valori sunt valori europene. Eu sincer vroiam ca aceste valori să predomine și în Republica Moldova. Iar voi, europenilor, Bruxelles, tolerați acest lucru. Eu nu sunt de acord ca legile europene să fie mai sus, ca legile, mai presus ca legile moldovenești, ceea ce ați făcut voi ilegal la așa numitul referendum. Eu nu sunt de acord ca Uniunea Europeană, care tot mai mult se militarizează și devine NATO. Eu nu sunt de acord ca Moldova tot să preia această poziție. Eu consider că Moldova trebuie să fie țară neutră. Eu nu sunt de acord cu ceea ce s-a întâmplat cu promovarea valorilor LGBT. Dumneavoastră știți, dar ceea ce a avut loc la Olimpiadă, la Paris, sunt generic bătaie de joc. Față de noi toți. Față de noi toți. Eu sunt împotriva la acest lucru. Eu nu sunt de acord cu mesajele care au venit în presă, în unele mass media occidentală. Când politica migrațională trebuie migranții care vin în Uniunea Europeană să le plasăm în alte țări care sunt la frontieră, cum ar fi Republica Moldova. Eu sunt împotriv. Eu cred că marea majoritate moldovenilor sunt împotriv. Păi ia că din aceste considerente, da, eu sunt eurosceptic. Nu sunt împotriva Uniunii Europene, nu sunt împotriva Europei. Haideți să discutăm, dar reieșind din valorile și tradițiile noastre și din interesul nostru național. Decât așa integrare în Uniunea Europeană, sincer spun, cu atâtea sacrificii pentru valorile noastre naționale, mai bine țară independentă, suverană, relații bune cu Uniunea Europeană, cu valori europene autentice aici și prieteni cu toată lumea. Eu cred că dacă ar fi un referendum cu acest subiect, eu sigur că marea majoritate a moldovenilor va vota anume pentru aceasta. Domnul Vadlu Vodă, copiii au fost impuși să vină la școală în diferite zile săptămânii îmbrăcate în culori LGBT. Corect asta? Cum comentați? Păi că uitați. Domnul primar de Chișinău, care acum sunteți mare prieten cu Maia Sandu, sau nu sunteți prieteni, apredilitiți cum este vorba aici. Ce se întâmplă în municipiul Chișinău? Eu o să rog consilierii noștri municipale mediație legătură și să vadă ce s-a întâmplat acolo. Clar că asta e ilegal. Dar eu v-am preîntâmpinat, dragi prieteni, înainte de alegeri, că această cerință a Uniunii Europeană deja a fost înaintată față de Republica Moldova, dar Maia Sandu nu vorbea că se temea să nu prea să piardă alegerile. Acum lucrurile astea vor fi din ce în ce mai evidente. Noi putem să-i oprim la următoarele alegeri parlamentare. Evgeni Vescu, bună ziua, domnul președinte, cum putem scăpa de acest regim instaurat la noi în țară dacă după ultimele scrutine petrecute s-au văzut niște falsificări masive și partenerii de dezvoltare TAC? Domnul Evgeni, unica șansă a noastră sunt, evident, la alegerile parlamentare. Nu obține pasul majoritatea parlamentară la următoarele alegeri. Asta nu sunt alegeri prezidențiale, când alegi între doi. La alegerile parlamentare sunt mai multe partide. Și pasul va obține mai puțin, cu mult mai puțin decât Maia Sandu în primul tur. Pentru că în primul tur, practic, s-a votat între Maia Sandu și stânga, dar pe stânga erau mai mulți concurenți. Acum pasul și sondajele arată 25-30 maximum. Deci pentru a salva țara, totul depinde ce vor face cei care vor trece în Parlament. Următoarele câteva luni, noi, cetățenii Republicii Moldova, trebuie să înțelegem cui suntem gata să încredințăm țara după următoarele alegeri parlamentare. Pasă evident că nu. Ei, prin resursul lor administrativ, vor obține astea 25-30. Dar unde vor fi restul 65-70%? Ei și la locale, 2 ani urmă, au obținut 30%. Dar 70% au votat pentru alte partide. Și aici va fi cel mai important. Noi încă nu începem campania electorală oficial, dar vreau să vă informez că noi, socialiștii, deja am început-o, de fapt. Noi am început pregătirile pentru alegerile parlamentare. Deci, noi să vă spunem foarte clar cum vedem noi mai departe. Și sub aspect de interes național, și sub aspect de diaspora, poziția noastră, să fie foarte clară. Nu vreau să spun acum că o să-mi sai în cap prea devreme. Și sub aspect ce facem cu ONG-urile, care își bat joc în mare parte, nu toți, sunt și băieți treaba acolo, dar care fac politică în Republica Moldova, mai mare decât partidele politice. Și cu presa care este presă finanțată din Occident și face campanii doar pentru o parte de societate.
Cred că noi ne vom lansa, cel mai probabil oficial, cu propunerile noastre după anul nou, după sărbători, cu poziție foarte clară. Ia ca ce propunem noi, în relație cu Uniunea Europeană, cu Rusia, cu tot absolut. Iar noi, cetățenii, trebuie să fim foarte atenți. Să nu votăm acele partide care îi vor ține fusta mai sandu următorii parlament. Ei deja se determină care. Eu am văzut ieri, cu regret, declarațiile unor foști colegi care spun da, dar noi, de ce nu? Că domnul Ciuban, eu zic că da, de ce nu? Eu sunt gata să fac cu Maia Sandu coaliție în următorul parlament. Și să acoperi toate fără de legile. Eu sper că, nu știu, asta poate e o tactică oarecare a domnului Ciuban să scăpi dosare. Eu niciodată nu mi-am schimbat poziția pentru a scăpa dosare. Eu am 13 dosare și merg în judecată, ca și azi am judecat. Și luni am plus ședințe judecată. Eu înțeleg că cineva merge după abordare, capul tăiat, capul a plecat, sabia nu taie. O să vă sară capurile mai Sandu, să vă taie pe toți dacă o să mergeți așa. Noi trebuie să unificăm forțele toți împotriva pasului, împotriva acestei guvernări. Doar cred că cetățenii o să înțeleagă care sunt marionetele pasului și în următorul parlament trebuie să treacă partide reale de opoziție. Тарлев рассказал о своем разговоре с Стайногу после второго тура. Стайногу пришел к нему, сказал, что Саша, хватит, как вы это объясняете, почему Стайногу не появляется в медиа пространстве перед вторым туром? Светлана Соловей, почему нигде не видно и не слышно Стайногу? И правда, что вы сказали, хватит, Саша, что-то означает слово? Это полный бред. Кто не знает Стайногу, я предлагаю, чтобы вы ознакомились. Александр Мичу никто не может ничего диктовать. А попытки некоторых наших партнеров потенциальных по левому флангу оппозиционных как-то сваливать с одну голову на другую, я думаю, что они не стоят внимания. Партия социалистов сделала все возможное и невозможное для того, чтобы этот кандидат, народный кандидат, победил на президентских выборах. И он победил. Как минимум в стране. А мы считаем, что он в целом победил. Поэтому все эти разговоры ни о чем. Надо было объединяться в первом туре и дать бой в первом туре, а не идти каждый своей колонной. И показывать, что, слушайте, вот наш кандидат лучше, а ваш там говорит на румынском языке. Поэтому хватит заниматься глупостью. Нам нужно всем объединиться против нынешней власти. Иначе вот так нас будут разводить или вас будут разводить, как котят. И будете получать по 1,5-2-3% на выборах. Поэтому вот это даже не стоит комментировать, потому что, ну, бред. Что еще об этом можно сказать? Раду Бытко. Спуне зворок кынд в Афи сбор директ Кишинев Москва. Раду Кишинев, Раду сбор директ Кишинев Москва в Афи дупа лидерли парламентарь. Чел мой пробабен. Dacă vor fi socialiști la guvernare. Eu cred că în decurs de câteva săptămâni, după formarea guvernului, lucrul ăsta va fi implementat. Diana Маркович, почему они не пересчитают голоса? Ведь они обязаны подать в отставку. Вот на следующей неделе, в четверг, будет заседание Конституционного суда в 10:00. Одно из требований социалистов – это как раз пересчет голосов. Хорошо, что задали этот вопрос. Мы вам предлагаем и приглашаем, чтобы вы приняли участие в протесте перед зданием Конституционного суда. Я считаю, что у нас есть возможность поднять давление, протестное давление, мирный протест на нынешнюю власть. И мы будем дальше это делать. Мы надеемся, что вы будете рядом с нами. Вот Георгий Лаш, Светлана, мы надеемся, что вы будете вместе с нами в следующий четверг. Снимас претень, очистил хост Энтреберли Дебаза, или Майвин, да, Мерлан Тревидерия, комбассадор Уни Европейни, комбассус, звоним форме с дупа диспечан дискутат, но и континуум, ну не оприт, континуум дискутили на основной территории, я врёс в информе с, так, а мне одной кажется, что Майя Санду сует голову в петлю, ну, я как чиняю фунику. Но континуум действительно территорию, я вряд ли информирую, что мы не его эфил опять один каушень.
cei care ne privesc din Căușeni, ne vedem la Căușeni, pe urmă am o întrevedere în Ștefan Vodă. În fiecare zi de weekend, sau cel puțin într-o zi din weekend, eu voi fi din nou în teritoriu, așa cum a fost parcursul ultimilor luni, ultimului an. O să merg în toate piețele raionale, o să discutăm cu dumneavoastră, o să aflăm opinia dumneavoastră. O să începem disemnătoare și o campanie destul de importantă în municipiul Chișinău de consultare cu cetățenii. Deci ei vom fi permanent alături de noastră, așa cum a fost tot timpul alături de noastră Partidul Socialiștilor. Eu vă mulțumesc, vă urez sănătate, succes și cu Doamne ajută. Toate cele bune.